În urma controalelor efectuate pe parcursul anului 2022, inspectorii Registrului Auto Român au constatat că 45,04% dintre vehiculele verificate aveau deficiențe tehnice majore și sau periculoase, motiv pentru care au fost declarate neconforme. Pe parcursul anului trecut, Registrul Auto Român a intensificat acțiunile de control tehnic în trafic și vreau să precizez că pe lângă acțiunile programate, acțiunile lunare programate, am desfășurat și anumite acțiuni cu tematică specială. Astfel am vizat verificarea vehiculelor cu 2-3 roți sau verificarea autovehiculelor care desfășoară activitate de taxi. Am vizat de asemenea identificarea vehiculelor care poluează excesiv atât din punct de vedere chimic cât și fonic. De asemenea, am desfășurat acțiuni care vizează anumite sesizări primite de la cetățeni sau de la anumite autorități ale statului. Cele mai multe neconformități au fost găsite la instalația electrică. Neconformitățile tehnice cel mai des întâlnite se referă în ordine la instalația electrică de iluminare, semnalizare și auxiliară, în aproximativ 28% din cazuri întâlnite, neconformități legate de emisiile poluante, 23% din cazuri. De asemenea, au fost identificate neconformități la punți, jante, anvelope, suspensie, 14% dintre cazuri. În aproximativ 13% dintre cazuri au fost identificate neconformități din sfera vizibilității, adică acele neconformități care se referă la starea parbrizului, geamurilor laterale, lunetei sau oglinzilor. De asemenea, au mai fost identificate neconformități la sistemul de frânare în aproximativ 5,7% dintre vehiculele verificate și la sistemul de direcție în 1,7% dintre cazuri. În unele situații au fost descoperite autovehicule care prezentau pericol de a produce accident. Registrul Auto Român a încadrat aproximativ 6,9% dintre vehiculele verificate în categoria celor care prezentau pericol iminent de accident, deoarece în cazul acestora au fost identificate defecte la sistemul de frânare, la sistemul de direcție, la punți și fuzete. Aș mai dori să precizez că rezultatele acestor controle tehnice în trafic nu reflectă starea generală a parcului auto din România, deoarece echipajele mixte, rar poliție, opresc pentru verificare doar acele vehicule care sunt susceptibile de a prezenta neconformități. În județul Argeș au fost verificate pe parcursul anului 2022 2339 de vehicule. Dintre acestea, 35,78% prezentau diferite neconformități tehnice sau legate de acte și 50,14% prezentau pericol iminent de accident. În urma controalelor mixte desfășurate de RAR și Poliția Rutieră, în această regiune au fost aplicate 604 amenzi contravenționale și au fost retrase 541 de certificate de înmatriculare. În situația în care una dintre măsurile luate a fost reținerea certificatului de înmatriculare, acesta poate fi redobândit numai după efectuarea unei inspecții tehnice specifice la reprezentanțele Registrului Auto Român din țară.